Spitalul Providența derulează campania de screening Cancer la sân. Arată că îți pasă de tine și familia ta, pentru a contribui la scăderea incidenței cancerului mamar în rândul populației feminine. Pacientele pot accesa serviciile din cadrul Centrului de Examinare și Diagnosticare în Patologia Glandei Mamare, și anume ecografie mamară, mamografie 2D plus 3D cu tomosinteză, puncție mamară sub ghidaj ecografic, consiliere de specialitate și recomandări specifice patologiei sânului. Astăzi vorbim despre mamografie cu doamna dr. Nicoleta Dimitriu, manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența. Spuneți-ne pentru început, ce este mamografia 3D? Mamografia 3D este o metodă imagistică de examinare a sânului, o examinare sigură, cu doze foarte mici de radiații, fiind considerată de mare acuratețe în depistarea precoce a cancerului mamar. Ea oferă posibilitatea diagnosticării unei tumori, indiferent cât de mică este aceasta. Spre deosebire de mamografia analogică, cea digitală permite medicului să vizualizeze imaginele pe monitoare de înaltă rezoluție, așa încât se poate ajusta luminozitatea, se poate schimba contrastul și se poate mări imaginea în zonele de interes. De asemenea, se reduce nevoia de repetare a examinării din cauza supra- sau subexpunerii la care ar fi supusă pacienta, scăzând doza de radiații și anxietatea pacientei. Practic, la examenul mamografic se urmăresc parametrii precum structura și densitatea sânului, simetria de volum și mărime și prezența de opacități, asimetrii, distorsiuni, microcalcificări suspecte, macrocalcificări sau imagini mixte. Trecem la mamografia digitală cu tomosinteză. Ce este aceasta? Tomosinteza înseamnă că în timpul unei scanări sunt achiziționate mai multe imagini ale sânului din diverse unghiuri cu o iradiere, cum spuneam, scăzută. Ulterior, imaginele sunt utilizate pentru a crea o serie de secțiuni cu grosime de 1 mm, astfel încât ele sunt folosite pentru a realiza o reconstrucție tridimensională a sânului. Reconstituind tridimensional, se elimină confuzia cauzată de suprapunerea cu țesut glandular. Este recomandată în special pacientelor cu un țesut mamar mai serios și cu țesut adipos de asemenea accentuat. Care sunt avantajele tomosintezei? Este o precizie mult sporită în detecția și diagnosticul tumorilor, indiferent de dimensiuni. Este o doză minimă de radiere, detectarea cu acuratețe a cancerului mamar, de asemenea reducerea numărului de controle ulterioare și implicit a costurilor, îmbunătățirea diagnosticului la persoanele cu sân dens și scad rezultatele, bineînțeles, fals pozitive. Există și limite ale acestei mamografii? Da. Din cauza compoziției diferite a sânului, imaginea mamografică diferă de la o femeie la alta și de la un grup de vârstă la altul. Acest lucru face ca și sensibilitatea de detectare a modificărilor să fie diferită, fiind uneori necesare alte investigații imagistice. De asemenea, trebuie înțeles că mamografia nu are eficacitate de 100% în detectarea tuturor tipurilor de cancer mamar. Faptul că se indică și alte examinări, cum ar fi ecografia mamară, nu înseamnă întotdeauna ceva normal pe mamografie, ci că structura țesutului glandular este foarte bogată și acest lucru poate ascunde imagini patologice, în special în stadiu incipient. Tehnica este totodată greu de suportat în cazul mastitei, de exemplu. Există și tumori maligne cu aspect mamografic pseudobenign și neoplasme cu dezvoltare intrachistică, care pe imaginea mamografică apar ca și opacitate cu caracter de benignitate. Caz în care, dacă este absolut necesar, completarea cu ecografie mamară sau examinare prin rezonanță magnetică, aceasta este indicată. Nu în ultimul rând, implantul mamar poate masca vizibilitatea unei porțiuni de țesut mamar localizat posterior. Cine trebuie să facă și când este recomandat să se facă o mamografie? Recomandăm tuturor femeilor peste 40 de ani, anual, ca metodă de screening, chiar dacă nu prezintă simptome, dureri, modificări ale pielii, mamelonului, nodul detectabil la autopalpare. Femeilor peste 35 de ani care prezintă modificări clinice sau care prezintă factori de risc, în special rude de gradul 1 cu cancer de sân, ovar sau endometru uterin. Dar și femeilor sub 35 de ani care prezintă leziuni suspecte depistate ecografic. Cum ajută mamografia în prevenția și tratamentul cancerului la sân? Mamografia poate depista cancerul într-un stadiu incipient, astfel încât să se poată utiliza mijloacele terapeutice optime,
fiind posibile salvarea sânului și vindecarea, cu implicații enorme asupra fizicului și psihicului pacientei, fiind o boală mutilantă. Cum procedați atunci când diagnosticați astfel de afecțiuni? Când în urma unui examen mamografic au fost descoperite leziuni cu caracter suspect sau cert de malignitate, principala indicație este efectuarea unei puncții biopsii ecochidate. Ulterior, conduita terapeutică va fi corespunzătoare rezultatului histopatologic. E necesar un consult oncologic, chirurgical. De ce este indicat să facem o mamografie? Păi, pentru că este cea mai bună metodă de a descoperi cancerul de sân înainte să apară simptomele. Este mai ușor să previi decât să tratezi, te ajută să fii mai liniștită, încrezătoare și să te simți în siguranță. Așa cum spuneam la începutul interviului, Spitalul Providența derulează în această perioadă campania de screening cancer la sân, arată că îți pasă de tine și familia ta. Ce servicii pune mai exact la dispoziția pacientelor? Într-adevăr, pe parcursul acestei luni, dedicate luptei împotriva cancerului la sân, pacientele pot accesa serviciile din cadrul Centrului de Examinare și Diagnosticare în Patologia Glandei Mamare, și anume ecografie mamară, mamografie 2D plus 3D cu tomosinteză, puncție mamară sub ghidaj ecografic, consiliere de specialitate dacă este cazul și recomandări specifice patologiei sânului pacientei. În această lună, toate pacientele care se adresează Spitalului Providența beneficiază de o reducere de 10% din prețul mamografiei și al ecografiei mamare. În luna octombrie, Spitalul Providența oferă în fiecare zi cazurilor sociale care prezintă recomandare de la medicul specialist câte o mamografie gratuită femeilor de peste 40 de ani cu scopul depistării precoce a cancerului la sân. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Mulțumesc și eu. Stimați ascultători, a fost astăzi alături de noi doamna dr. Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pentru informații și programări, puteți suna la numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030. Puteți trimite mesaj pe WhatsApp la numărul 0745 375 427. De asemenea, vă puteți prezenta la sediul spitalului din șoseaua Nicolina, numărul 115, Capăt Cug, orașul Iași.